Ieri și astăzi, mai multe căprioare au fost găsite moarte pe fondul de vânătoare 12 Bălteni. Paznicul de vânătoare a fost cel care a găsit animalele și i-a anunțat pe reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Olt. Noi eram putrefacți, am dus-o la laborator pentru analize și una este exact cum sunt ăștia. Și astăzi a venit și am controlat tot câmpul, adică m-am controlat. Mai aveți cam ce suprafață? 10.299. Atât e fondul. Atât e fondul. Și până acum ați reușit să periați cam cât la sută? 50%. Situația este gravă pentru că numărul exemplarelor afectate ar putea fi și mai mare. Numai astăzi 5 căprioare au fost găsite moarte pe câmp. Am început căutările pe fondul de vânătoare 12 Bălteni, găsind din loc în loc substanțe puse pentru combaterea șoriceilor. Am tras concluzia că e cauza morții animalelor și în dimineața aceasta am continuat căutarea și am mai descoperit încă 5 cadavre de căprioare pe tarlalele de grâu. Se pare că reprezentanții societății care au cultivat grâu pe terenul respectiv ar fi pus o travă pentru șoareci, numai că în loc să o așeze în găuri, ar fi împrăștiat-o pe câmp și a fost ingerată de căprioare. Eu nu cred că proprietarul societății agricole a fost cel care a făcut. Are angajați care responsabili care trebuie până la urmă să răspundă pentru ceea ce au făcut. Eu cred dezastrul este mult mai mare. Urmează să căutăm și în pădure, pentru că în momentul când căprioarele au mâncat, ele s-au retras spre pădure, moartea nu este imediată. Pe fondul de vânătoare 12 Bălteni, unde s-a întâmplat acest accident, sunt între 80 și 90 de exemplare, dar frica mare care este, fondul se învecinează cu fondul de vânătoare Brebeni, unde avem peste 200 de exemplare și se pare că aceea societate lucrează terenurile. Continuă verificările pe fondul de vânătoare 12 Bălteni. A fost anunțată și poliția, care a deschis o anchetă în acest caz.